Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre Windows 11. Eu nu am vrut să instalez bucăți neoficiale de sistem scăpate pe net și am zis să aștept măcar versiunea pentru dezvoltatori pe care o utilizez de aproape 2 săptămâni. Și băi, nu mă așteptam că o să-mi placă atât de tare. Astăzi vă spun părerea mea despre Windows 11, părerea unui utilizator înflăcărat de macOS, totodată vă arăt careva noutăți despre care nu s-a prea vorbit, cum se comportă el acum pe laptopuri și PC-uri și totodată cum, dacă tare vrei, cum îl poți instala. Mai pe scurt, avem multe de povestit, așa că să-i dă bătaie. Versiunea finală a noului Windows 11 urmează să aterizeze gratuit la sfârșitul anului pentru toți cei care au un device ce rulează Windows 10 licențiat și e compatibil cu cerințele de la Microsoft, care s-a propus destul de înalte. Chiar dacă spre surprinderea mea versiunea asta crudă încă s-a dovedit a fi destul de stabilă, vă sfătui să nu o instalați pe calculatoarele voastre de bază. Dacă aveți ceva de rezervă, pașii sunt tare simpli. 1. Mai întâi descarcă tool-ul PC Health Check, care îți va spune dacă e compatibil sau nu calculatorul tău. Am văzut că de pe site-ul oficial l-au șters pentru că vor să îl mai perfecționeze, în caz de ceva, las un link în descriere. 2. Dacă e tot ok, mergi pe adresa insider.windows.com și te înregistrezi în programul de testare cu același cont Microsoft de pe calculator. 3. Mai apoi, în setări la compartimentul Updates, găsești punctul Windows Insider Program și alegi canalul prin care vrei să primești update-ul. Dev e cel mai crud cu cele mai noi posibilități, dar și cele mai multe bug-uri. Îi dai un restart, faci update-ul și cam atât. Iar acum hai să vorbim despre Windows 11. Vă spun acum pe șleau, este mai frumos și mai practic decât macOS-ul pe care eu lucrez zilnic, sincer. Și gândul că exact aceeași experiență o vor avea toți și cu laptopuri de 300 de euro și cu PC-uri de 5000, mă încântă și mai tare. Problema versiunilor de Windows până acum a fost că schimbări se făceau, dar ele erau cumva treptat și pe alocuri, de aia nu exista nicio logică. Începând de aici, sistemul a primit un redesign absolut în orice colțișor, majoritatea schimbărilor le-ați văzut și în alte videouri, dar ele mai sunt. Elementar, să începem cu rotunjirea colțurilor. Peste tot unde nu te uita, iconițe, meniuri, ferestre, toate au colțurile rotunjite și asta într-adevăr arată mult mai bine. Centrul discuțiilor e desigur despre centrul sistemului. Acest taskbar, dock, îi spuneți cum vreți, toate iconițele pot fi mutate ca pe vremuri în stânga, dar eu zic că e obligatoriu să rămână pe centru. Credeți-mă, e cu mult mai comod să-l utilizezi așa, mai ales dacă ai vreun monitor ultra-wide. Apropo de monitoare, atunci când conectezi și deconectezi unul extern, sistemul în sfârșit reține amplasarea ferestrelor și nu ți le înghesuie pe toate. Asta am testat, într-adevăr, te scapă de o mare bătaie de cap. Total diferit arată și centrul de control, e și mai clar și mai compact. Din ce observ, cumva tot sistemul a fost desenat în așa fel încât să fie comod de utilizat și pentru PC-uri și pentru ecrane cu touch. Mai ales că toate aceste schimbări sunt și animate tare frumușel, sunete de sistem noi. Elementar, e mai plăcut să deschizi ferestrele. Însă schimbarea și mai radicală pe care eu am observat-o, peste tot în setări, meniuri, s-a simplificat la maxim. Acum când intri în setările principale, nu mai vezi acea încălceală dintre opțiuni de pe Windows 7 amestecate cu alea de pe Windows 10. Totul e redesenat, frumos și clar, nu mai trebuie să dai căutări pe Google pentru a găsi un anumit meniu. Eu am scotocit peste tot să văd poate undeva au lăsat totuși ceva urme de meniuri vechi, dar nu, chiar și în varianta asta pentru developeri, deja totul este bine structurat. Și cel mai important, asta nu s-a văzut nici măcar la prezentare, aceste simplificări se răsfrâng și asupra celei mai populare ferestre de Windows pe care toți o utilizăm, File Explorer-ul. E pur și simplu alt level. Oricum și înainte era mai comod decât ce avem pe macOS cu Finder, dar acum bara lui de meniuri a fost măturată și pur și simplu refăcută de la zero. În evidență au fost puse butoanele pe care le folosesc cel mai des toți, cum ar fi creează o mapă, creează fișier nou, opțiunile de cut, copy and paste și cele de afișare. Atât. Managementul ferestrelor și așa era cel mai bun pe Windows, acum e pur și simplu ideal. Sistemul îți oferă instantaneu mai multe posibilități pentru a aranja grămadă de ferestre pe care le ai deschise. Eu am utilizat în ultimele săptămâni Windows 11 pe acest Lenovo IdeaPad 5, varianta aia corectă pe care v-am recomandat-o și în review cu procesor Ryzen. Spre mirarea mea s-a comportat tare ok, eu mă așteptam la ceva bug-uri majore, având în vedere că asta e o versiune incipientă de Windows 11, dar nu, totul a rulat destul de ok, cu excepția la afișarea unor iconițe, probleme n-am avut.
trecut. Sistemul nu a supra-solicitat deloc laptopul, de fapt nici nu prea are de ce, în mare parte oricum aici sunt bazele Windows 10. Tot ce am menționat mai sus am utilizat din plin, chiar și customizarea look-ului, ai multă libertate, dar totodată se menține o oarecare logică în design. Mai puțin am utilizat noua fereastră de widget-uri, acolo dezvoltatorii trebuie să mai lucreze, cel puțin să înceapă, și asta de notificări, chiar dacă are utilitate, mai trebuie un pic de curățenie. Laptopul a fost utilizat în mare parte pentru task-uri basic și apropo, eu de aproape o lună am trecut toate device-urile mele pe browserul Microsoft Edge și pot să vă spun că e foarte tare. În principiu este exact un Google Chrome, dar care nu crapă resurse ca nebun. Iar aici este și mai tare pentru că e Windows și e integrat mai tare în sistem. La partea de gaming am încercat evident mai multe titluri din Game Pass, evident și Forza, n-am simțit nimic deosebit, totul merge foarte ok, însă la toamnă pentru jocuri va fi disponibilă tehnologia Direct Storage luată de pe ultimele Xbox-uri. Microsoft în sfârșit începe să profite de avantajul lor unic având și una din cele mai tari platforme de gaming. Tehnologia va permite device-urilor compatibile cu memorie de ultimă generație de tipul NVMe să poată comunica direct cu placa grafică fără a mai stresa degeaba procesorul. Asta va permite încărcarea jocurilor mult mai rapid, la fel ca pe Xbox. Unde mai punem și anunțul că vom putea instala aplicații Android pe Windows. Posibilitatea asta încă nu e disponibilă în versiunile incipiente de Windows 11, dar până în toamnă ci că va apărea. Câteva lucruri importante despre care trebuie să știți. Ele nu vor rula nativ. Totul se va face printr-un soi de emulator, în unele cazuri prin mai multe emulatoare. Oficial, magazinul de aplicații Amazon App Store va fi cumva înghesuit în magazinul de aplicații de la Microsoft, de unde le vei putea descărca. Dar vestea și mai importantă, eu am aflat-o de pe Twitter de la un dezvoltator de la Microsoft care a confirmat că vom putea instala fișiere APK din afara magazinului de aplicații și asta deschide pur și simplu noi orizonturi. Dar având în vedere că varietatea device-urilor hardware-ului pe Windows este foarte mare, fiecare cu arhitectura sa, sunt sigur că nu vom avea parte de o experiență nativă cu toate aplicațiile de pe Android. Chiar dacă tare mult se vaită că ce bă atâta tam-tam cu Windows-ul ăsta, nimic revoluționar, doar un skin nou. Păi asta și era una din principalele probleme ale Windows-ului. Acum arată 2021. În plus, îmi place strategia pe care a luat-o Microsoft, de a face sistemul lor multifuncțional. Și pentru device-uri cu ecrane touch, și pentru mașinării de gaming, și pentru cei care vor aplicații pe Android. Ai acolo aplicații pe Windows și vrei ca să apară Microsoft Store, nici o problemă, dă-o încoace, cum s-ar spune, totul pentru toți nu mai utilizează. Strategia asta, de exemplu, e total diferită de ceea ce face Apple, unde sunt multe posibilități, dar ei pur și simplu te încuie la cheiță și decid ce e voie, ce nu e voie. Ambele în principiu au viitor, dar voi mai jos în comentarii scrieți-ne care este cea mai plauzibilă variantă pentru următorii ani. Totodată nu uitați să dați un like acestui video dacă v-a plăcut. Eu vă mulțumesc că ne urmăriți. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!